Salutare! Noi suntem în Dodi și vorbim în continuare despre cartea lui Mary Rothbard pentru o nouă libertate și am ajuns la frumosul episod numărul 7, care e despre educație. Și cea mai bună educație este să citiți această carte de la început până la sfârșit. Nu vă uitați cine a tradus. Și Rothbard aici ne subliniază niște probleme ale sistemului de stat. E obligatoriu, uniformizează oamenii, e subvenționat. Cu ce vreți voi să începem? Păi ai sintetizat deja. Păi atunci mulțumim, citiți și ne lăsăm. Uite, vreau să zic asta, suntem singurul podcast care jucăm cu cărțile pe masă, deci avem cartea pe masă. El începe discuția cu... Era chestia aia, intenția contează. Rothbard începe discuția cu intențiile. Intențiile astea care ar fi promovat educația de masă n-ar fi fost întotdeauna așa de altruistă. El pleacă de la Luther și de la alții, de la Calvin, care avea interese... Ei erau protestanți, vreau să controleze, să controleze discursul religios, să-i controleze pe catolici, obligându-le copiii să meargă la școală. Deci ideea e că învățământul de stat e o cale de a controla minorități. Bine, aici eu când am auzit povestea asta cu Luther, mă gândesc că poate a fost și legată de analfabetism, știi? Că el era direct interesat, dar era în conflict cu Biserica Catolică, care era pe latină și era direct interesat. Toată mișcarea lui, da, se baza pe, i-a luați de citiți aici pe limba voastră. Dacă să luați de citiți, trebuie să și poți să citești. Da, da, chiar dacă nu trebuie să intri peste ei, să le iei banii, că așa, dacă la școală se face doar protestantism. Deci întotdeauna e... Cu banii catolicilor nu e drept. Nu e drept să fie așa. Educația nu mai bifează preferințele unor clienți, ca să zic așa, ale catolicilor. Catolicii vor să... copiilor să învețe catolicism, nu? Oricât ar fi fost el de bine intenționat. Făceau latină, el predea în germană. Așa. Era alegerea lor. Deci poți promova cauze bune pe banii tăi. Și Rothbard vorbește de tot felul de conflicte care nu pot fi rezolvate prin intermediul educației de stat. Să ne gândim la conflictul între atei și religie. Deci încă avem părinți atei care trebuie să financeze o educație religioasă, ora de religie. Putem avea și invers. Părinți credincioși care trebuie să financeze ateismul. Soluția de tip piață liberă pentru Rothbard ar fi segregarea. Fiecare merge la restaurant, aia care vor pizza, cumpără pizza, aia care vor șaormă, cumpără șaormă. Asta e un cuvânt, știi, dar mă bucur că ai continuat. Exact asta e ideea, că toată lumea se segregă după gust. Da? Unii se duc la restaurant italian, alții la pizzerie, alții la McDonald's, alții la KFC. Și nu ne deranjează, nu trebuie să meargă toată lumea la circul foamei, cum vroia cineva pe vremuri să facă asta. Adică cuvântul segregare în sine nu e neapărat o chestie negativă. Ba chiar ne-o dorim câteodată, că nu poate să intre toată lumea în același loc. Segregarea merge de mână cu discriminarea și un lucru pe care îl facem zi de zi, vrem să bem suc sau apă, discriminăm, nu suntem sucfobici. Da? Alegem. Dacă cineva nu înțelege ce înseamnă să alegi că ești liber, poate să zică că ai discriminat. Ai făcut o segregare între apă și ai separat uleiul de apă. Mă rog, natura discriminează. Nu, în discuțiile astea clasice despre discriminare, dacă ne gândim la americanilor 60, care era problema? Că luai... taxele fiind un furt, le furai banii afroamericanilor și nu îi lăsai pe drumuri, pe... N-aveau acces la bunuri publice, ca să zic așa. Asta era nedreptate. Dar altfel, faptul că ai segregare nu e nicio problemă. Nedreptatea era față de ce
pretindea statul. Pentru că dacă merge pe corectitudinea pe care o pretindem noi, atunci conta cine sunt proprietarii, ce alegeri fac ei, ca să nu... Iar statul oricum nu reprezintă o casă, ca să duce în discuția până la sfârșit, statul oricum nu reprezintă un proprietar legitim, deci ce alegeri face el nu ne interesează. Da. În sens că orice alegeri face el, așa cum am discutat și în emisiunea precedentă, sunt oricum arbitrare și imposibil de catalog, de ținut vis-a-vis de orice standard de corectitudine. Ai discriminare din cauza, în urma unor preferințe, dar mai ai și discriminare naturală în funcție de nevoi. De exemplu, acum în România există o mișcare întreagă în care copiii cu nevoi speciale au dreptul să meargă la școli normale. Deja mi se pare că din această formulare pe care am citat-o din ce cer e de la stat, este că au nevoi speciale, nu au nevoi normale. Uite, ăsta a fost răspunsul statului la conflictul ăsta de care vorbește Rothbard. Răspunsul statului a fost multiculturalism. Ce înseamnă? Că dacă avem tare procent de romi, trebuie să avem limba romani în educație, sau de italieni, sau de ce ori fi. Procentul fiind arbitrar. Pentru că până acum, bine, Rothbard scrie și în 70. Începuse mișcarea, dar nu luase amploarea de acum. Dar cumva și statul a încercat să simuleze piața liberă. Asta a făcut piața liberă. Fiecare afroamericani ar fi mers la școli afroamericani. Bine, contează preferința a părintelui. Dacă părintele vrea o școală integrată, se ducea la școală integrată. Deci nu e... Dar asta era... Și asta încearcă și statul să facă. Bine, teoretic n-a făcut asta statul american. Niciun caz n-a ținut școlile segregate, ci le-a amestecat cu forța. Nu zic acum că ar fi o idee bună ca statul să fi ținut școlile segregate, și doar că, la fel cum nu era o idee bună asta, n-a fost o idee bună nici să le amestece cu forța. Adică problema e coerciția, așa cum nu e bună segregarea forțată. Ce înseamnă segregare forțată? Un rom vrea să cumpere de la un bar, pe piață liberă, decizia celor doi, dacă are loc un schimb sau nu. Statul poate interveni, poate interzice barmanului să-i vândă. Poate interzice taximetristului. Deci e rea atât segregarea forțată, cât și integrarea forțată. Acum la modă nu mai e segregarea forțată. Segregarea forțată, pe vremea Ku Klux Klan, anii 60, mai integrarea și mai înainte, forțată. Acum integrarea forțată. Adică trebuie să cotizezi la tot felul de cauze. De aici s-a născut, de două lucruri sunt de spus. Aici unul amuzant, dar de aici s-a născut gluma aia cu fug până când homosexualitatea e obligatorie. Fug din țară, dar poate o fac obligatorie. Și a doua glumă este, mă rog, a doua nu e o glumă, e de remarcat faptul că amândouă, atât segregarea forțată cât și integrarea forțată, încalcă același drept, libertatea de asociere. Poziția libertariană, de exemplu, pe homosexualitate nu e nici... Nu se pronunță. Libertarienii nu se pronunță asupra unui stil de viață, așa cum se pronunță nici pe ateism. E greșit ateismul. Nu se pronunță nici pe religie. Dacă ne gândim la stângiți, poziția lor nu e că doar că gay au drepturi și nu știu pe care le recunosc libertarienii. Poziția lor e că și trebuie să valorizezi pozitiv homosexualitatea. Poziția conservatoare e că trebuie să valorizezi negativ. Poziția leftistă e că dragostea e dragoste și nu știu ce. Libertarii nu se pronunță. E un stil de viață și oamenii au dreptul la libertate. Bine, libertarii ne-ar putea spune că nu e treaba statului să gireze căsătoriile. Și atunci exact. Asta ar fi singura pronunțare oarecum tangențială cu problema homosexualității, care idee de fapt tot o problemă a statului. Ce mi s-a părut mie interesant în capitolul ăsta e că iarăși dăm peste aceleași probleme pe care noi credem că le avem și ele de fapt vin de la stat. În sensul noi credem că le avem cu
cu ineficiență, cu, nu știu, cu natura umană, cu ceva, da, viața e grea și ele de fapt vin de la asta. Revenind la citatul ăla pe care l-ai la care ai făcut o referință la început, la ce spunea Luther, el zice așa, vorbea cu, mă rog, în 1524 a scris o scrisoare către conducătorii germani și spune: dragi conducători, susțin că autoritățile civile sunt obligate să îi constrângă pe oameni să își trimită copiii la școală. După care vine argumentația. Dacă guvernul îi poate constrânge pe acei cetățeni care sunt apți pentru serviciu militar să poarte spada și flinta, să suie pe metereze și să îndeplinească alte obligații militare pe timp de război, cu atât mai mult are dreptul să-i trimită la școală pe copiii cetățenilor, pentru că în acest caz ne războim cu diavolul însuși, al cărui obiectiv secret îl constituie ruinarea cetăților și principatelor noastre. De asta vă trimiteți copiii la școală astăzi. Bine, tu poți respinge partea cu nu, așa cum nu trebuie să fii obligat cu armata, să mergi în armată, la fel nu. Evident, libertarian cade absolut tot argumentul. Dar eu țineam doar să menționez că astăzi vă trimiteți copiii la școală pentru că suntem într-un război de 500 de ani cu diavol. În caz că v-a scăpat prima oară. Uite, aici poate ar merge și formula, ei acționau cu un grup de interese. Nu știu cât vrea bani Luther sau interese aveau pecuniare, dar era un grup de interese în sensul de care aminteam Adinaur, că promovarea protestantismului. Școlile de stat puteau fi o cale de a răspândi această cauză. Era o luptă cu diavolul. Dacă ai o cerere pe piață pentru ceva, cererea aia vine de la părinți. Sau poate să vină de la indivizii care vor să se îmbunătățească la un moment dat în viață. Cererea asta poate fi, cum se zice, fulfilled. Îndeplinită. Satisfăcut. Satisfăcut, okay. Așa. De niște educatori, de vreun fel. Ei sunt niște specialiști. Și contractul, serviciile, piața ar exista între aceste două, în principal între aceste două categorii de indivizi, că reprezintă cererea și oferta. Că între ei pot să mai apară tot felul de alte verificări de care părțile își dau seama în timp, de exemplu niște consilieri de aptitudini pentru copii, de exemplu, care se pricep și ar zice, ok, copilul ăsta e dansator, nu-l chinuiți cu matematica, de exemplu. Și asta ar fi piața sănătoasă, naturală, care ar respecta drepturile de proprietate ale părților. N-ai avea minister, n-ar avea ce să caute niciun fel de stat, n-ai avea inspectorate. Problema acum este că cum îndrepți? Cum să îndrepți o prostie de 500 de ani? Păi, ai un cerc vicios. Foarte mulți oameni trec prin acest pericol moral în care ei sunt obligați deja să plătească taxe. Nu poți să le zici, hai să facem un sistem privat. Am plătit deja taxe. Să facă. Și să mută problema la, păi ar trebui să nu plătești taxele. Păi cum să faci chestia asta? Și astea sunt cu totul alte discuții, alte episoade. Nu, dar se leagă, e ok. Dar se leagă inevitabil. Să semnalez că motivul este pentru care nu poți să rezolvi o mare parte din probleme, între care și asta cu educația, e faptul că tu continui să privești taxele ca fiind niște bani dați, nu niște bani luați. Da? Good point. Că tu, de fapt, ai interacționat cu hoțul, nu cu un vânzător. Da? Și hoțul ți-a luat banii și tu acum speri să îți dea ceva de ei. Da? Păi când dacă ai privi lucrurile ca și cum corect, ca și cum ăștia sunt niște bani luați, în primul rând poate s-ar putea să vrei să-ți ia mai puțin,
Și în al doilea rând, o să te înțelegi că trebuie să te descurci fără ei, pe lângă ei. Ideea e că lumea e nemulțumită de educație. Dacă ne aducem aminte de capitolul problemele. Și în România, dacă facem un sondaj, o să apară educația, deci alături de drumuri, de corupție, educația o să apară. De ce tot reapare? De ce nu o rezolvi? Statul are miliarde, de ce nu? Chiar și asta e o problemă, pentru că uite, asistam la o discuție de asta în SNSPA și toată lumea se plângea, dascăle acolo, profesorii, domne, educația nu e, nu e o marfă, nu e o tarabă, nu e... Ce market, ce trend ăsta al marketizării, da? Da, mercantilist, chestia asta. Ok, și care era soluția lor la urmă? Care credeți că era? Mai mulți bani luați prin taxe. Creșterea procentului din... Uite, am un exemplu foarte sănătos. S-a auzit tu, nu, că era în trend. Ai un exemplu foarte sănătos de nevoi de a intra într-o piață, ca să o zicem așa, generalist teoretic, și de educație privată. De exemplu, permisele de conducere. Vrei să activezi într-o fel de societate, într-un spațiu, pe șosele, faci o școală privată și după aia, dacă nu iei examenul, mai dai, mai iei niște ore, treaba ta, o să nu mai dai examenul. După ce ai făcut, după ce ai deja carnet, poți să mai, poți să-ți mai iei alte cursuri de supra-specializare. Nu te obligă nimeni. E o școală privată, e o piață privată, care merge foarte bine. Da, iar spune că noi controlăm curriculum sau noi controlăm, noi validăm pe ea, instructorii aia sau ce sunt. Noi ei controlăm statul, procesul, statul, da. Noi reglementăm, noi, asta o primă chestie, a doua chestie, oamenii care devin șoferi sunt mai înstăriți, sunt middle class, nu? Nu sunt niște săraci. E argumentul ăsta la educație, nu? Ce faci cu săraci? De săracii, controlul calității. Păi uite, săracii, mi se pare că spune Rothbard la un moment dat, că săracii sunt de fapt cum spune, sunt oarecum cotropiți cu educația, în sensul că majoritatea educației publice vine de la un altruism prost înțeles al clasei de mijloc, care a considerat că, domne, pentru ei e bine și atunci, dacă e bine pentru mine, trebuie să fie bine pentru toată lumea. Și atunci toată lumea trebuie să facă armată, de exemplu. Nu, dar asta la facultăți o vezi cel mai bine. Da, asta o vezi astăzi la facultăți, dar o vezi astăzi la facultăți când deja am trecut peste ideea, da? Că știi că inițial numai primele 4 clase erau obligatorii. După aia au fost primele 8, după aia au fost primele 10, după aia au fost primele 12, da? Și acum facultățile încă nu sunt obligatorii, nu am. Acum cred că și 8. Acum cred că și doctoratul 10? E. 10? Nu mai știu. Ce, doctorat obligatoriu. Doctorat. Dreptul la doctorat. Dreptul la cel puțin un doctorat. Da. Nu, dar la facultăți se vede pentru că, deși e, hai să zicem, e subvenționată facultatea, e gratis, facultatea e gratuită, e bine, dar avem oameni cât mai deștepți. Cine spune asta n-a discutat cu studenți. Cu studenți, da, clar. Da. Conversat, adică mai mult de 5% nu învață. Nici pe vremea când eram eu student, nu, adică aș făcut parte din pătură. Fără nicio problemă. Dar uite, vrei să faci, nu știu, o facultate la București. Sunt și alte costuri. Deci un om sărac, vai de mama lui, nu-și permite. Deci copiii lui nu or să meargă la facultate. Pe de altă parte, să zicem, e ospătar în Alexandria. Plătește taxe prin care îi plătește ălui educația din București. Dar oamenii, uite, Rothbard, mă gândeam pe drum. Asta. Când vorbește de conflictul ăsta, cum era conflictul între atei, ateii plăteau pentru ăia religioși, ăia religioși plăteau pentru atei, e mai vizibil conflictul acolo. Aici nu cred că e atât de vizibil, adică nu cred că ospătarul se gândește, aolo, stai că eu plătesc, ce dau la cartea de muncă, la nu știu ce, se duce la, îi plătesc școala altuia. Nu cred că e conștient de conflict. Adică noi vedem conflictul, noi ca și cărturari, nu știu ce vedem.
Bine, cred că la cât e procentul ăla, de fapt, nu-și bate cap. Adică este, el există într-adevăr, dar se strânge atât de puțin de la atât de mulți pentru atât de, pentru atât de puțin, încât cred că de asta nu e extraordinar de nu sunt atât de puțin. Educația, uite, scria cineva un articol despre, știi cine mănâncă cel mai mult? Asta universitară. Comparativ cu celelalte, aici intră deci nu sunt, da, nu sunt așa puțin. Din bugetul. Da, da, da. Mă, deci cine împarte? Păi gândește că miniștri sunt profesori. Și nu sunt profesor de liceu, sunt profesor universitar. Da, da, da. Profesor universitar, pornind de la principiul ontoteologic, cine împarte? Parte dă în familie, ca să... Dai în fabrici și uzine. Dar ideea e că, cred că Rothbard are vreo, parcă erau vreo trei argumente. Unul ăsta era că, unul era că taxarea nu e atât de progresivă, adică nu redistribuie atât de mult, discutând pe cazul local din America. Altul era că ăia muncesc mai puțin, aia cu facultate, deci de redistribuție în favoarea lor, că îi primesc mai mult la pensie față decât au, că încep la 24 de ani sau la 23 de ani, nu la 18 ani. Și cred că era și argumentul, mai era unul ăsta cu săracii ajung, nu? A treilea argument. La educație terțiară universitară. Deci nu ajung. Mie mi se pare că mie mi-a plăcut argumentul ăsta cu, în care el face comparație între piața pe vremea respectivă a revistelor. Dar dacă e să... Da. Să o aducem la viața de zi cu zi, nu știu ce spun, al serviciilor de streaming, de exemplu. Da, podcasturi. Că sunt o grămadă de servicii diferite de streaming pe tot felul de domenii care se autosusțin financiar, unii dintre ei. Nu, aici îi luăm în calcul doar pe cei care activează pe piață direct. Da? Și nu e nevoie de cineva care să spună, nu, trebuie să facem curiculă, trebuie să facem schemă grilă de programe, da, ca să știe, să poată să aibă lumea la ce să se uite, trebuie să, ca să fie toate, reprezentate pe spectru. Nu, se descurcă piața din punctul ăsta de vedere. La fel ar fi și la educație, în sensul că cine are nevoie să învețe, învață. O altă chestie pe care o spunea Rothbard e că oricum foarte puțini învață la școală și aici includem și pe aia care fac facultate, ceva ce folosesc la job, la jobul de zi cu zi. Adică ar fi mult mai eficient pentru angajator, da, să-și pună la punct un program de ucenicie. Interesant e că în alte țări, cum ar fi Germania, acolo există un program de ucenicie. Dar este și ăla tot la fel, este socializat și e inclus în sistemul de educație de stat. Adică l-au stricat și pe ăsta. Uite, era un studiu Aracis. Aracis e odată o agenție de verificarea calității și nu știu, un acronim. Și cam acum câțiva ani, cam 80% nu lucrează unde au terminat, unde au făcut facultate. Deci pe cifrele lor, nu? Care e o cifră uriașă. Da, o cifră uriașă. Te gândești că oamenii care lucrează sunt, nu știu, medicina, nu știu, automatica, deci sunt câteva unde zici că ea cam aia lucrează. Dar în rest, nu. Da, și chiar și acolo știi cazul. Nu. Că mai ales la medicină, de exemplu, sunt mulți care nu au. Și la medicină, la drept, da? Că acolo este piața de joburi, este și ea reglementată puternic și e o barieră la intrare și trebuie să te strecori oarecum prin sistem. Și e destul de multă lume care face dreptul, face medicina și după aia lucrează în alt domeniu, pentru că... Deci chiar pentru și acolo, că nu poți să intri. Chiar și acolo corespondența era triangulată, era creată de stat. Adică ai un cartel, ai barou, ai nu știu ce. Așa oricine aveai, nu știu, un înțelept, se face avocat. Merg oamenii la el. Nu știu dacă
Uite, dacă ne gândim la tribunalele romilor, nu știu dacă au ea care împart dreptatea, dacă au doctorat în drept. Prefer la judecători sau la avocați? Și la unii și la alții. Da, exact. Deci nu cred că un bulibaș de la e... A luat barou, e în barou, e... Da, dar România încă nu recunoaște, nu suntem destul de progresivi. România încă nu recunoaște deciziile din... Asta ar fi o parte bună a multiculturalismului. Da, ar trebui inclus în programă. Uite, un termen pe care nu l-am, parcă nu l-am spus așa de clar, uniformitatea, asta critică Rothbard în tot capitolul. Uniformitate, școala publică, școala publică înseamnă uniformitate. Și aici e problema, dacă ai niște minorități, nu e greu să se adapteze oferta la ele. Un argument interesant ar fi și, zis de Rothbard, ar fi și asta, atitudinea birocratului. Și lui îi place uniformitate. Fie și din rațiuni de asta de... Că nu-i dă bătăi de cap. Nu, dar și prudențiale, că dacă discriminezi, să zicem, dacă te adaptezi unei, unei cere... Și da, cred că ești mai comod. Dar e și partea asta etică. Nu, domnule, tratezi pe toți la fel. Nu te adaptezi așa cum s-ar adapta o firmă. Da, da, da. Bine, da. Că și dacă ar vrea, după aia, el fiind... Pentru că statul, așa, n-are voie să discrimineze, el fiind actor al statului, birocratul, vine DNA-ul să vă ia. Dacă cumva încerci să... Da. CNCD. Uite, foarte mulți oameni au așteptarea ca lucrurile astea să... Existe, sunt lucruri de care avem nevoie și dacă nu ar fi făcute așa, ele nu s-ar mai face. Și revenim, am mai zis și în alte dăți, mie mi se pare că astea sunt doar probleme de management și lumea, pentru că, ok, sunt investiți emoțional în așa ceva și își doresc foarte mult ca lucrurile astea să existe, cineva, o gașcă de întreprinzători a observat chestia asta, s-au înstăpânit pe domeniile astea la care oamenii țin foarte tare, adică statul s-a înstăpânit peste astea și oamenii, pe de o parte, sunt foarte mulțumiți că lucrurile astea se fac. Stai să vezi unde vreau să ajung. În același timp mă miră, ca și în alte dăți, cum în alte domenii poți foarte bine să ai servicii de pe piață, să te îngrijești de ele și să nu ai lipsuri. Și dacă sunt abuzuri, ok, intrăm în subiectul ăla cu justiția, care trebuie să fie dreaptă și rapidă. Mă rog. La obiecție e și una de calitate. Uite, ți se aduce argumentul ăsta al ăstora private. Pe ce Hiperion e calitate? Am dat un contraexemplu crucial. Un răspuns putea fi, l-am auzit la cineva, păi îți oferă Hiperion sau care mai, Spirul Haret, păi îți oferă dacă ăștia au crescut artificial cererea de diplome. Să zicem, ești într-un sat și vrei să-ți menții jobul și ai nevoie de o diplomă, ți se cere prin lege, păi facultatea îți bifează, satisface o preferință, că tu vrei doar o diplomă, tu nu vrei cunoaștere. Faci filozofie ca să... bifezi acolo un criteriu la angajare, dar nu pentru că te-ar interesa ce zice Kant. Deci ele livrează, ca să zic așa, astea proastea de care vorbim. Da, bine, nu, dar întotdeauna piața reușește să livreze chiar și în condițiile astea frankensteiniene impuse de stat. Ce vreau să zic înainte este că nu e chiar ăsta procesul. În sensul că, uite, de aici, în domeniul ăsta al educației, da? Nu e ca și cum lumea murea de nevoia ei. Nu, nu. Au fost alte grupuri de interese, da? Care s-au folosit de capacitatea asta de a propagandiza și de aliura oarecum, cum îi spune, oarecum permisivă a subiectului în sine. În sensul că, cum zicea Luther, că e permisibil să ia cu forța, să-i bage la școală, cum mai zicea și în Statele Unite un anumit calvinist, tot protestant, dar un curent competitor față de luteranism.
Ce aia cu părinții sunt... Da, și de exemplu, uite, un anume Newton Bateman, educator de frunte, vorbea dreptul de domeniu eminent al statului asupra minților, sufletelor și trupurilor copiilor națiunii. Educația nu poate fi lăsată pe seama capricilor și contingențelor specifice indivizilor. Deci eminent domain înseamnă că poți să-ți iau o chestie pentru nevoile statului. Da. Și exact în străinarea de am vorbit acum două, trei. Nu, e furt eminent domain. Deci se folosește chestia asta când vrei să faci o șosea, trece prin casa unuia, ai două posibilități, să o colești sau să iei casa unuia. Da. Soluția recomandată de economiști, de intelectualii de stat, e că să iei casa. Uite, mai e o, mai e o doar că folosești expresia eminent. Da, ca să nu... E o chestie eminentă. Ca să nu mai, ca să nu mai zici furt. Da, a apărut acolo. Direct. Mi se pare că Rolpar punctează destul de bine faptul că până și liberalii de atunci, din tezaurul liberal din capitolul 1, până și între ei au fost oameni care au fost orbiți de puterea asta, de lumina asta a puterii de a controla un sistem de educație de stat. Na. Jefferson vrea educație de stat. Deci noi când ne referim la Founding Fathers, ne referim ca la niște liberali clasici. Founding Fathers erau, americi erau liberali clasici. Dacă te uiți la ce spune despre Jefferson că vrea educație de stat, păi asta e definiția social-democrației. Bun, și poate că nu se înțelege clar de ce avem totuși problema asta. Adică de ce batem cuiul împotriva educației? Educația să se înțeleagă clar, că am spus și la început. Educația e în cărți, educația și-o face oricine de lungul vieții. Capitolul în sine... Da? Se numește împotriva socialismului educațional. Atunci când ai vorba de o educație de stat, ea este o educație socializată. Ce înseamnă o educație socializată? Exact același lucru cu orice lucru socializat de dinainte. Da? Distribuția costurilor la toată lumea și nu se urmărește în niciun fel criteriul de calitate, criteriul de profit, criteriul de eficiență, orice. Da? De asta ne plângem noi după... Câți zeci de ani de la Revoluție deja au trecut, că vai de mine educația. Reformă. Trebuie să facem reformă în sistemul de educație, corect. Da. Suntem la a patra, a cincea reformă, nici nu mai știu. Deci uite, asta ar fi o reformă extraordinară. Uite, o reformă, hai ca să aducem și vorba asta. Deci, plecând de la uniformitate, te gândești, mă, unii au niște nevoi diferite. Atunci, niște economiști liberali, de genul Milton Friedman, au zis, ok, hai să folosim niște cupoane, niște vouchere. Mm. Și atunci părinții să poată să-și aleagă pe o piață, și aia vedem cât de liberă e, dar mă rog, să poată să-și aleagă nevoile. Și problema este că nici asta nu este un lucru drept, pentru că cupoanele alea ar fi finanțate la fel din impozitarea tuturor, care... Poate, de exemplu, și asta e doar un exemplu, poate nu au copii. Și poate nu vor să plătească, sunt unii care poate vor să plătească, dar sunt poate unii care nu vor. Nu avem noi niciun drept să îi obligăm să plătească. Păi ce, nu trăiesc și aici? E ca Obama, știi? You didn't build that. Păi bine, dacă sunt externalități pozitive, să pune cineva preț pe ele. Nu ești tu stăpân pe ele. Nici tu, statule, nu le-ai făcut. Ci interacțiunile între oameni au făcut lucruri bune. Ok, dacă sunt fenomene emergente de care beneficiem, vezi, doamne. Mă rog. Asta apare și pentru că liberalii clasici au făcut concesia asta cu apărarea. Dacă n-ar fi făcut-o, nu ți se mai aducea contraexemplul ăsta. Uite, piața e susținută de apărare. Dacă n-ar fi statul care susține piața, asta alege praful. Dacă ei mergeau până la capăt, cum o fac libertarienii, nu mai aveam chestia asta, că tu nu ai construit aia. Era mult mai clar. Mm-hmm. Ai zis de un argument al lui Rothbard, faptul că la vouchere, că nu e drept să-ți fure banii, nu e drept să se financeze prin taxe. Alt argument e că ăștia controlează curriculum și la școlile alea vaucherizate. Da. Da, da. Deci nu-ți dă banii
Uite, dacă ne facem noi școală de libertarianism, nu știu dacă ăștia s-ar înghesui să... Nu, dar nu-ți n-ai dă, voie. Dar nu-ți mai, mai, da, mai degrabă ne stați că nu vei faci nu știu ce. Nu... Uite, o obiecție, nu știu dacă o pomenește el aici, dar am văzut-o la David Friedman. Mm-hmm. Dacă e, biserica e separată de stat, e corect ca în chestia asta cu vouchere să finanțești școli religioase? Sau cum răspundeți? Păi nu. E corect să... Nu, e... nu, mă gândesc chiar și în paradigma aia gradualistă. Nu e, pă, nu bine, e, nu e... Explicit. E, e menționată, o menționează Rothbard, că separarea bisericii de stat e un principiu nobil, uh-huh, și o instanțiere a principiului liberal pe formă căruia tot trebuie reparat de stat, dar obligi să prin coerciție să subvenționezi ceva cu care nu ești de acord. Nu, nu o leagă exact de, dar poate fi gândit de problema asta, da, da, sigur, poate fi deci, legată care, și care așa. Păi oricum totul e o... Deci totul e defectat de faptul că ai o entitate care te obligă să faci niște lucruri. Te obligă să îi dai bani sau te obligă să faci sau să nu faci niște lucruri. Care nu agresează pe nimeni, nu te lasă să faci schimburi voluntare între oameni ca să ai o piață care te informează care-s dorințele și nevoile și care sunt lucrurile oamenilor și care sunt lucrurile valoroase. Ideea? Adică produc le impui, niște schimburi deci, acolo, nu neapărat profit. Care e frica statului? Că sunt părinții proști, cam la asta se reduce. Iarăși, știi, frica statului, frica statului, cine e statul în cazul ăsta? Statul ăsta mai. Niște politicieni. Ministerul. Nu știu cine e, deci nu, frica ministerului este că îi se va reduce bugetul. Asta este toată frica ministerului. Și când spun ministerul, mă refer la tot aparatul de birocrați care lucrează în Ministerul Educației. Da, asta este singura lor frică, că li se va reduce bugetul. Nu că sunt părinții proști, nu că rămân românii needucați, nu. Asta și a doua frică este că o să scadă, o să dea niște, o să iasă niște teste, niște rezultate proaste la BAC sau la examenul de capacitate și presa, da, o să le învârtă într-un scandal politic la adresa ministrului educației. Astea sunt fricile statului. Dacă e să... De fapt sunt niște frici personale. Da, dacă este să le luăm așa frica că copiii tremură de... Nu poate să doarmă noaptea, îți dai seama. De câți copii needucați sunt toți aia din ministerul educației, nu poate să doarmă noaptea niciunul. De... Uite, dacă te gândești la apărare, crezi că nu e sinceră obiecția aia că nu ne vom mai putea apăra, nu vom mai avea mijloace, vine aia peste noi și noi stăm, ne uităm unii. Da, dar acolo e... Adică acolo, e și o frică sinceră. A, da, fel. Da, acolo ai... Acolo ai, o poți numi prostie. Ai ideea, nu, dar acolo măcar ai ideea unui agresor extern. Da? Există umbra aia prin savană care nu știi ce e. Păi da? Și aici, fii atent, aici agresorul e mai mare. Dacă ne întoarcem la Luther, așa. Una e să distrugă unii corpul, așa. Un agresor extern, una e să distrugă sufletul. Așa. E o pierdere mai mare, știi, viața veșnică decât da, viața. Da, e adevărat, dar eu am școala. Citit literă cu literă citatul din Luther tocmai ca să evidențiez disonanța față de realitatea de astăzi. În sensul că dacă e cineva prin minister care chiar are senzația că dacă nu avem educație de stat, pierdem războiul cu diavolul, păi atunci ăla trebuie dat afară. Cred că nu mai sunt atât, primul, atât, de, după atât de religioși, dar obiective de astea, știi, care cumva corespund la ce zicea Luther. De exemplu, dacă nu învățăm copiii despre încălzirea globală, așa... Da? Se duce o să crească săracii cu o copilărie fericită, da, n-o să fie traumatizat. E un risc. N-o să fie traumatizați toată viața, așa deci, e. E un risc mare, într-adevăr. Ce mi-era fiara, știi, pe vremuri, nu știu, sunt alte pericole. Uite, ai un microb, ai încălzirea globală, știi, deci ai alte... Așa. Și educația te salvează.
Chiar te salvează, adică am descris. Pretenția lor, da, corect. Uite o chestie unde te salvează de la ce? Uite că mă uitam la un podcast recent, tinere speranțe conservatoare, foarte educate, niște copii săraci de ei și foarte educați și basically tot pot sta o oră să discute de gen de să aibă discuții de genul noi suntem educați, noi nu așa ceva, nu, Doamne ferește. Nu credem în conspirații. Bine. Ok, nu trebuie să crezi în ele, poți să le verifici. Asta ar fi ca atitudine. Păi nu, uite, se vede că nu erau destul de educați, da? încât să poată să și verifice. Nu, ei erau tot la nivelul de credință, știi? Dar erau educați. Adică credeau despre ei că sunt educați și credeau de asemenea că o persoană educată nu poate să mă înțelegi niște mici exagerări. Da, dar asta e o sensibilitate de stânga mai degrabă. Probabil nu înțelegeau tradiția în care sunt. Conservatorii sunt deschiși către conspiraționiști, să mai citească. Nu, acum nu. Conservatorii buni nu sunt conservatori. Da, da. Conservatorii buni. Stai că vorbim de conservatorii buni timp. Știi, trademark. Uite ce vreau să mai zic. Nu știu dacă pomenește Rothbard aici. El zice chestia asta, nu orice copil e bun de carte, noi asta nu înțelegem. E ideea asta socialistă, egalitaristă? Dar asta era o idee care era înțeleasă de mult, dar s-a trecut peste. Adică au skill-uri diferite, unul e bun de instalator, unul e bun de... Deci nu, un de ăsta din minister sau la o deconcentrată de asta, deci are în vedere oamenii lui de la curs sau nu știu, e filolog, adică el așa crede că e toată lumea. Or, nu sunt așa copiii sau studenții, sau nu sunt așa. Sunt câțiva talentați, motivați, știi, dar nu sunt foarte puțini. Așa ne înorcești niște copii. Adică, bine, Rothbard zice și că e o închisoare, școala, școala închisoare. Și dacă te uiți la anumite școli din România, ce arată? Sunt dărpanate, sorry. Nu, sunt cu preșmuite, cu garduri, gardurile au sârmă ghimpată, tot ce trebuie. Gardurile au sârmă ghimpată pentru că copiii, da, în mod normal, când se plictisesc, trag un chiul, mai vor să mai și plece din curtea școlii, oricât de mare e ea. Da, jandarm la poartă, se intră doar pe bază de legitimație. Adică, da, sigur. Nu mai e, domne. Nu, e mai rău. E libertate, fumează ăia pe la toate colțurile. Da. E ok. Uite, ziceai adineori de tineri ăștia care poate nu erau destul de educați. Păi, o parte din educație ți-o mai face și viața. Poate nu trăiseră destul. Da, bine, să zicem. Dar atunci, știi, poți să încep mai devreme. Și educația asta, școala vieții, poți să începi și pe aia mai devreme. Mie mi se pare mai apropiată de școala vieții educația, adică sistemul e atât de nenorocit încât te ajungă, îți testează. Nu și dacă crezi în ea. E ca o dată de supraviețuire, adică, când vedem filme. Dar... Asta e doar dacă reușești să-l vezi din afară. Ok, deci un fel de soluție pentru... Oamenii care se întreabă oare cum ar funcționa un sistem de educație necondus central, păi, în primul rând, ai avea o cerere pe piață pentru niște aptitudini. Și cine constituie cererea aia ar fi asociații, firme, care ar putea foarte bine să-și filtreze, să-și atragă și să-și verifice cât de bine sunt educați viitorii colaboratori, să-i numim. Mă tot feresc la angajați. Bine, în Statele Unite, trebuie să te parezi puțin aici, deși la noi nu cred că e lege în sensul ăsta, dar în Statele Unite e ilegal. Din 1968 Equal Opportunity Act, da?
Deci ăla care le-a dat, le-a, vorba vine, le-a dat voie femeilor să fie angajate, da, să nu mai fie discriminare împotriva femeilor și așa. Da, ce a mai făcut acel test, acea lege, a făcut imposibilă folosirea unui test de aptitudini la angajare. Pentru că altfel ai ajunge să discriminezi pe baza testului. Deci uite cum se leagă toate unele cu altele și pare că, mă, da, voi libertarieni o dați dintr-o la, păi sunt legate și se potențează da, reciproc. Și ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat din cauza asta, da? Lumea a început de atunci încolo, oamenii care au angajat, au început de atunci încolo să prefere candidați, da, care au terminat facultatea. Și să înceapă să uite la mediile cu care au terminat aia facultatea. De ce? Pentru că în facultate încă era legal să fie testați. Aha. Acum nu cred că mai... Știi? Se îndreaptă în direcția aia. Da, și dintr-o dată așa a crescut peste noapte, dintr-o dată, cererea de diplome de facultate, cel puțin în Statele Unite. Deci și restul lumii dintr-o dată i-a urmat pe ăia. De ce? Că acolo le mergea bine. Și, domne, dacă ăștia fac chestia asta, atunci probabil că fac ceva bine. Și atunci toată lumea a trebuit să fac facultate. E ca taxarea progresivă, când zice Ciolacu, uite, toată Europa. Da, exact, ăsta e un argument. Și pe vremuri, când eram noi copii, era o voce din bătrân care spunea, bă, dacă ăla sare în cap, te duci, sar și tu. Și politicienii, vizionari de altfel, spun, da, sigur. Cum să nu? Păi da, așa e civilizat. Înseamnă că știu ei ceva. Știu ei ceva, da. Uite o carte a lui Brian Kaplan, nu știți. Căsătorie chiar și cu o româncă, ca detaliu. E anarhocapitalist, e dască la Mason. La George Mason. Are o carte, Case Against Education. Bine, se referă și la inteligență, dar pentru el ar mai fi important și mai fi importantă și disciplina. Are o chestie numită teoria... Signaling. Că tot folosim asta în context lectiv. Da. Semnalării în sensul că un angajator se uită, vede disciplină în diploma aia. Că e o formă de disciplină. Da. Ideea e că, și uite un exemplu pe care îl dă și Rothbard aici, e că abilitățile alea manuale și disciplina ți le formau în câteva săptămâni, nu știu ce firmă. Da, nu știu ce firmă. Corect. Adică piața e mai eficientă. Și în 12 ani era o memă, cred că era. Era o chestie, uite, domnule, am învățat 12 ani și am ajuns la McDonald's sau o chestie de genul ăsta. Și era răspunsul, nu, tot trebuie să mai trenui încă, nu, nu știu să tu flip, da. Da, să arunce burgerii, știi? Sunt mai rău de atât. Mă întreb în ce măsură atașamentul ăsta față de sistemul de educație la generațiile noastre care sunt părinți acum, la generațiile părinților noștri și, mă rog, și la toate generațiile intermediare. Mă întreb oare în ce măsură atașamentul față de sistemul de educație vine din lipsa de a accepta faptul că la vremea lor, da, au fost prizonieri vreme de 12 ani băgați într-un sistem cu forță. Sau mai mulți. Că teoretic o parte era obligatorie și o parte după aia o făceai că... Poate fi și o chestie de prestigiu atunci fiind puține locuri la facultate. Aveai 30 pe loc. Stai, nu. Pe vremea lui Ceaușescu, da, pe vremea lui Ceaușescu erau facultăți la care se chinuiau să umple toate locurile. Trecea lumea pentru că atunci nu trebuia să pice. Adică câte diplome cu 5 sau scos. Poate te gândești la Politehnică și eu mă gândesc la... Și eu mă gândesc la filozofie, că vorbesc... Uite, am oameni care au dat de 5 ori. Vreau să cerțesc. Știu 2 ori. Da. Le-au persistat. Înțelegi? Și de aici poate fi admirația asta. Adică intrai greu, era o chestie de prestigiu. Acum nu mai e chiar așa. Da, faci oricine. Facultate. Și aici poți răspunde că piața îți răspunde cumva, în sensul că, uite, Valahia nu mai e așa de bine văzută sau spiruare, să nu știu. Diploma. Ai, universitate. Da. Adică lumea, nu e o vrăjeală, nu.
Păi da, bine și asta e... Dacă pe piața muncii se angajează la fel, știi? Uite, dacă și ăsta e un criteriu, știi? Absorția pe piața muncii. Păi mai nou acum... Care mai e problema, știi? Mai nou acum ai altă chestie pe care oamenii care lucrează la companii private, sigur s-au întâlnit la multinaționale și aia, sigur s-au întâlnit cu o creație eminentă a facultăților, a faptului că, mă rog, și a facultăților europenizate de la noi, da, este apariția departamentului de HR. Da? Dacă înainte departamentul de HR era tanti aia care ținea toate fișele de muncă, da, și eventual se mai ducea pe la registru câteodată, da, acum departamentul de HR este o chestie unde sunt educați, sunt oameni care au terminat o facultate, da, și care ei controlează absolut tot ce intră în corporație. Da? Și tot ce intră în corporație este cu diplomă de facultate și masterat preferat. Ca să ne înțelegem. Deci de unde vine încă o presiune pentru... Fabrica de diplom. Nu e mai științific, nu e social. Da, sigur, este științific. Dacă stai la o discuție cu o mână de hașeriști, ca să nu spun hașeriste, că ar fi sexist din partea mea să presupun că toate din hașer sunt hașeriste. Da? Dar pronunțești tu cu X la coadă. Ca să... Da. O mână de hașerici sună perfect, nu? Te lămurești exact cât de academic și științifică e toată evaluarea. Deci cum nu trebuie cu nimic, numai... Fac screening, fac nu știu ce. Mă, poate te ajută, dar ai parte de o inflație, deci tot timpul vorbim de inflație, tu ai zis de inflație morală, eu toată ziua zic de inflația monetară. Și aici ai o inflație în care nu mai e de ajuns liceul, nu mai e de ajuns bacalaureatul, nu mai e de ajuns facultatea, nu mai e de ajuns masterul. Trebuie cel puțin două doctorate ca să ne uităm la tine. Păi, cred că ceva de genul ăsta zice Kaplan. Ryan Kaplan, că tu te uiți la poziția relativă, nu? Unul cu o clasă era mai bun ca unul cu patru clase. Unul cu liceu era mai bun ca așa. Te gândeai că are inițiativă, că nu știu ce. Acum ideea e că tu tot subvenționând, acum diferența nu mai faci între facultate și liceu, ci doctorat și, înțelegi, ai crescut. Deci ca să obții același efect, ai băgat de 10 ori mai mulți bani. Da. Bine, și răspunsul este că nu e așa. Deci cea mai bună explicație a faptului ăsta vine de la Thomas Sowell. O să-mi permit să parafrazez că nu mă știu exact. Dar ideea era în felul următor, că au observat oamenii de știință, au observat o asociere între, că e tot vorba de chestia asta cu diferență, o asociere între câștigă da, pe an americanii și ce nivel de educație au. Da? Ăia care au o diplomă de facultate câștigă mai mult și așa mai departe. Și problema e că dacă te uiți la ideea asta da simplist și nu te gândești că este de fapt o problemă diferențială, da? Câștigul ăla e diferențial. Da, iei concluzia că dacă toată lumea ar fi la facultate, da, toată lumea o să câștige mai mult. Da? Ok. Luăm chestia asta, da, și ne uităm la o problemă diferențială. Ești la un meci de fotbal. Da? Și te ridici în picioare ca să vezi mai bine. Ok, good. Da? Ok. Dacă ajungi la concluzia că toți o să vedem mai bine dacă ne ridicăm toți în picioare în același timp, asta e și problema cu educația de stat, cu incentiva pentru diplome de facultate. Ce înțeleg din ce ai zis tu acum este că se strică specializarea în societate, cum se zice, diviziunea muncii. Dacă toți sunt avocați, nu mai ai instalatori. Exact. Și astăzi ajung instalatorii să aibă preț, să aibă onorarii, da. Onorarii, da, nu, să facă atâți bani pe an cât făcea în termen relativ, da, ajustați cu inflația, un programator la mijlocul anilor 2000. Pentru că da, încep să corecteze. Ai totuși corecții în sensul că oamenii încep să învețe meserii, să da, încep să
Veți meserii. De asta sunt, ăștia sunt oamenii, da? În care fac asta ori după ce și-au pierdut vremea în facultate, ori în loc să. Uite, asta e o chestie pe care o pare bine că ai zis-o, că mi-ai ridicat un pic la filou. Deci foarte mulți oameni își pierd vremea, copiii, da, elevii, tineri. Deci sunt niște ani buni din viața omului și ei fac ceva ce nu-și doresc. Da? Contează să poată să facă ce-i pasionează, să caute ce-i pasionează, etc. Nu știm dacă își doresc sau nu-și doresc, nu știm în ce măsură ajung să raționalizeze. Cert e că dacă nu s-a acolo, e o problemă. Și o problemă care se rezolvă cu poliția. Da? Deci, ca să o prezentăm corect pe toate părțile. E o problemă și culturală, adică mulți oameni zic, păi ce cauți tu să muncești, de ce nu ești la școală, de exemplu? După gustul meu, nu ar trebui judecate lucrurile astea. Sunt alegerile lui. Uite de la el ce fel de om e, ce valori are. Ce mai era un exemplu, mi se pare că Taleb zicea, sau, dar nici nu contează că e doar o anecdotă. Îl întrebau, cu ce te ocupi? El zicea că e șofer de limuzină. Chiar contează? Nu, dar fiind obligatorie, uite, ca și la mască, masca fiind obligatorie, nu știi ce ar alege oamenii. La fel și aici. Ia, scoate obligativitatea și vezi. Da. Ce ar alege părinții. Uneori zicea Woods, astea sunt școlile, sunt daycare. Daycare. Și asta adică e așa, o, și părinții asta e scapă subiect, de... Ca și cum avea o pisică. Se mai era o... prin vecini. Mai era o zicală de asta că... dacă cumva ar înregimenta, că se vrea oricum, da? Dacă cumva ar înregimenta copiii într-un sistem educațional care să înceapă de la 6 luni, Doamne ferește, din nou sunt țări în care se întâmplă, dar măcar e încă opțional, da? Danemarca. dacă trebuie să... Așa? Adică e opțional de la 6 luni, nu e opțional de la 6 ani, da? Să fim înțeleși. Ok, dacă ar exista sisteme de genul ăsta, da, în care copilul să fie înregimentat în sistem de la o vârstă foarte fragedă, da, de 6 luni, după o generație, cu toții am fi convinși, așa cum suntem convinși astăzi, copiii n-ar învăța să scrie, să citească, să calculeze, să facă tabla mulțirii, să învețe, să fie educați, da? Cu siguranță, dacă s-ar întâmpla chestia asta, lumea după o generație ar fi convinsă că copiii n-ar putea să învețe să meargă, da? Da? Exact. Pa, 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 da? N-ar putea să învețe să meargă dacă nu ar să duce la creșe. Uite, relația asta cauzală, sau apare argumentul ăsta, uite Germania cât investește în educație, ți se dă o cifră impresionantă, păi asta trebuie să facem și noi. E pe modelul ăsta al țării ca afară. Și unii ziceau, domne, poate cauzalitatea e inversă. Poate nemții sunt bogați nu pentru că ei investesc în educație. Pentru că sunt bogați, cheltuiesc mai mult. Deci își permit să arunce banii, da. Își permit să spargă acești bani. Da. Ceea ce, iarăși, e în conformitate cu teoria cumpărării, da, atunci când ai mai mulți bani, începi să îți iei și produse de lux. Cum ar fi ăsta. Uite, Rothbard mai vorbește și de ce respinge dreptul la educație. Spune că ar fi un drept pozitiv, să pomenim și asta. E da. Distinție importantă, distinția între drepturi pozitive și drepturi negative. Un drept negativ antrenează o obligație negativă, de exemplu, să nu ucizi. Să nu ucizi este o obligație negativă, nu trebuie să faci pe care acțiuni. Pe care este ușor, pe care poți să o îndeplinești și dormind. Mie așa îmi place să spun. Și o obligație negativă poți să o îndeplinești și în somn. Iar o obligație pozitivă ar fi când trebuie să faci ceva pentru cineva. Dacă cineva are dreptul la educație, uite, trebuie să dau un exemplu pe negativ și cu educația. Dacă cineva are dreptul negativ la educație, asta înseamnă că dacă el vrea să facă homeschooling, să cumpere educație, să vândă educație, nu trebuie să interzice. Asta înseamnă un drept negativ.
dreptul de care vorbim noi în sistemul educațional și nu știu ce, e drept pozitiv. Uh-huh. Un drept pozitiv înseamnă că cineva trebuie să facă ceva pentru tine. Dacă eu am un drept la educație, înseamnă că Alexandru trebuie să mobilizeze mijloace pentru să-mi plătească un profesor, să cotizeze. Și el zice, na, de ce nu sunt ok drepturile pozitive în general? Pentru că încalcă dreptul la libertate. Poate vrea să facă și altceva de bani. Nu să... și o chestie pe care aș vrea să o critic la Rothbard, primul argument adus aici, îl spune, domne, ceva nu e drept dacă n-ai condițiile de realizare. De exemplu, dacă dreptul la 3 mese pe zi. Dacă avem o țară africană, amărâtă, n-ai condițiile de posibilitate, ca să zic așa, kantian. În timp ce la alea negative, cred că ar fi de acord cu ce ziceai tu și când dormi le respecti. Obiecția mea ar fi că nu, și la alea negative nu se întrunesc mereu condițiile. De exemplu, în comunism, n-aveai drept la proprietate, nu puteai să deții. Și aș critica argumentul ăsta al lui, aș fi de acord doar cu ăla, cu obligația. Obligație, un drept pozitiv îți încalcă un drept negativ, îți încalcă dreptul la libertate. Bine, lumea, să știi că nu, s-ar putea să-i făcut scurt circuit atunci când ai spus chestia asta, că o țară amărâtă din Africa n-ar avea dreptul la 3 mese pe zi. Cred că nu. Ceva nu le-a plăcut. Cred că n-au putut să treacă mai departe, nu, așa că mai zi o dată. Nu, strict în context. Sau depinde ce țară în Africa. Te refer la Botswana, este foarte bine. Sau mai de mult. Mai de mult, să zicem, cu 2000 de ani. Sau. Ideea lui era că n-ar fi drept dacă n-ai condițiile de... Degeaba dai, de exemplu, zici, fiecare om are drept la un iPhone și noi suntem pe vremea omului din Neandertal. Nici nu există iPhone. Adică n-ai baza pentru satisfacerea acelui drept. Socialiștii plusează. Da. Deci, bine, omul are dreptul la nu știu ce. Progresiștii au argument la chestia asta întotdeauna, vin pe anul curent. Da. Deci suntem în anul curent, nu se mai poate să n-avem dreptul ăsta. Suntem și noi moderni, cam asta trebuie să facem. Adică chiar și în anul curent, uite, un Porsche, schimbi produsul, știi, vezi. Vezi că nu se poate. Da, deci când o să vină roboții și o să ia toate slujbele, atunci asta o să se întâmple. Găsește, păi dacă roboții fac tot timpul vei găsi alte chestii. Exact. Uite, eu voiam să să fi încheiat cu ce a zis Rothbard, dar ai zis tu și doar repet ce ai zis tu citându-l pe Rothbard, ca să fie zis și de el. Din punct de vedere filozofic, un drept trebuie să fie ceva întipărit în natura omului și a realității. Ceva care poate fi păstrat și susținut oricând, în orice epocă. Dreptul de proprietate asupra propriei persoane sau dreptul individului de a-și apăra viața și proprietatea fac limpede parte din această categorie de drepturi. Ele pot fi aplicate atât oamenilor de Neandertal, cât și celor din Calcata modernă sau Statele Unite de astăzi. Astfel de drepturi sunt independente de timp și de spațiu. Uite, am mai numit ceva, mai aveam. Ar mai fi ideea că atâta vreme cât statul în sine continuă să se implice în educație, întotdeauna va fi rost de legi cretine pe care să încerce să le dea. Și statul în sine, fiind noi așa înălțător și recunoscând faptul că concurența îi va aduce pierzania, va căuta pe cât posibil să restricționeze, să reglementeze și să interzică concurența în domeniul ăsta, nu? Ca orice deținător de monopol, pentru că noi așa știm, monopolul e bun, nu? Este cea mai bună variantă posibilă, mai ales atunci când e instituit de cineva care nu are nimic de câștigat din asta. Producător e bun monopol. Pentru produs, pentru consumatori. Asta ziceam și eu. Pentru consumatorii de educație, copiii voștri și ai noștri, nicio problemă. Și spuneam că legile în sine, da, sunt din ce în ce mai tembele. Și până să ajung la legile care se dau în România, în statul Oregon, la începutul anilor 1920, acum 100 de ani, cum ne place să descoperim, da? A încercat să fie dată o lege care interzicea complet existența școlilor
private, chiar și acreditate de stat. Da? Deci să fie, complet, pe scurt, complet, da, interzise tot ce era privat. Exact, să fie pe scurt ca în Franța. Nu, nu știu, am inventat-o. E o țară în care mi s-ar părea posibil. Da, nu, cred că ești de parte. Da, da. Cred că au. Mă rog, da. Sunt țări în Uniunea Europeană în care sigur e interzis. Dar am scos Franța acum din buzunar că nu mi-a venit altceva. Dar, mă rog. Și din fericire, această lege a fost întoarsă, a fost declarată neconstituțională de Curtea Supremă a Statelor Unite abia în 1925, deci 3 ani mai târziu a trebuit să treacă prin toate sistemele de apel. Curtea Supremă a declarat că în realitate copilul nu este o simplă creatură a statului. Interesant. Și a afirmat că legea votată de statul Oregon contravine teoriei fundamentale a libertății pe care se întemeiază toate guvernele acestei uniuni. Și de atunci, cel puțin în Statele Unite, nu s-a încercat interzicerea strictă a învățământului. Asta e old America, americanea. Da, asta este, știi, înainte ca Curtea Supremă să fie îngenunchiată de Frederick Delano Roosevelt. Ce poate a contribuit și asta la... Ei, uite, abia aștept eu să ajungem la capitolul despre justiție, care... 12, parcă, nu? Da, 12. Uite, da. N-am pomenit de argumentul profitului și pierderii, că ăștia n-au o motivație dascăli. Oricum le vin banii. Aici se vede și de ce soluția asta trâmbițată a creșterii finanțării, de fapt, e calea către pierzanii. Nu era un film cu Tom Hanks, parcă, Road to Perdition. Deci acei bani suplimentari care îți vin oricum, explică calitatea slabă. Educație. Tu nu ai un stimulent să chiar să îmbunătățești. Dacă, și chiar dacă nu e. Uite, toată lumea se plânge de criza creșterii taxelor și de criza împrumuturilor studențești din Statele Unite. Și faptul că și nimeni nu se uită la faptul că odată ce statul a început să gireze aceste împrumuturi, da? Dintr-o dată, așa, fantastic și peste noapte, au început să crească taxele la universități. Da? Și ce să vezi, nu au devenit mai bune, dar fiecare universitate, având mai mult bani, a început să cheltuiască tot așa, cheltuieli de lux. O ba o clădire nouă aici, ba, și nu, nimic care să, da, chestii, cheltuieli administrative. Și evident, cine o să-i tragă la răspundere pentru chestia asta? Da, ei funcționează oricum pe sistemul de profit, să spunem, da, universitățile private cel puțin. Da, își trag bani din sistemul prin care se e subvenționat. Exact, își trag bani din taxele de școlarizare, da, iar taxele de școlarizare sunt subvenționate de stat. Da, efecte și asupra lor. Uite, când te întrebi, domnule, dar de ce, nu știu, nu sunt mai multe locuri de muncă? Păi unde s-au dus banii? Dacă astea au înghițit, în loc să se ducă găurile astea, au înghițit, e puțin bani. Ce și fac lucruri, să fac mal investiții. Da. Da. Și revenind la legile deștepte pe care le găsim și pe la noi, nu mai de curând era, plutea prin spațiu public legea acum că nu mai ai voie copilul facă meditații cu profesorul de la clasă. Pentru că forțează să facă structura de stimulente. Îi dă notă mică. Pentru că, deci și-au dat seama că unele pot lucrurile fi fake, astea se întâmplă. Unele pot fi fake, în sensul că profesoara de franceză îți dă de înțeles, știi? E un fel de asta. Ok, dar aici e o problemă. Da, de șantaj, de nu știu cum, da, să zic. Da, exact asta. Da, sunt cel puțin și în pe România bune. Șantajul e ilegal. Adică... Nu, dar ideea e că sunt și pe bune, adică chiar înveți. Profesor de matematică. Tocmai asta spun. Eu am făcut meditații în clasa 8 cu profesorii de la clasă, pentru că erau foarte buni. Să le iau apărarea profesorilor, că mai sunt unii care chiar vor să au
ok, au înclinație să învețe copii. Acum, dacă ei ar putea să aleagă lucrurile astea, poate școala ar merge mai bine și ar face clase mai mici și le-ar face mai dinamice. Ar avea unii care trag tare, unii care trag mai încet. Poate n-ar mai fi nevoie de meditații, pentru că unii chiar vor să predea și să aibă rezultate. Dar pot să aibă rezultate? Păi nu pot să aibă rezultate. De ce? Din cauza uniformizării. Ai curriculum prin care trebuie să treci, ați învățat, n-ați învățat, la revedere, e tras la răspundere dacă nu a trecut prin materia impusă. Pe meditațiile îți introduc ierarhia. Chiar dacă iau aceleași lefuri, celelalte fiind aceleași, doi dască și prin meditație își scoate. Uh-huh. De ce una are nu știu cât, că bagă nu știu cât la medicină și are meditație, ți-a pe oră nu știu cât. Și colega ei nu ți-a atât. Ce vreau să spună, Costel, este că sistemul ăsta e ierarhic inerent oricărei structuri de piață, da, în care ai oameni care fac mai mulți bani, oameni care nu fac mai mulți bani, da? Este, el există în continuare, chiar dacă în sistemul de stat profesorii în sine sunt toți plătiți la rând, cum, după numărul de ore, sau recompensele, după schemă. Nu, recompensele nu vin pe talente, în sensul că Reasca să prede mai bine engleză. Nu, recompensele vin că a alergat pentru PST, sau vin pe alte skill-uri, dar nu că... Da, bine, dar... Recompensele e de că te duci la inspectorat, nu mai ești profesor. Da, sunt în interiorul organului. Nu, da, și acolo ai diferențieri, dar nu pe... Că ești bun, dascăl sau că nu știu ce. E pe alte skill-uri, știi? Că ești un om, nu știu, vorbești la partid sau nu știu ce. Da, dar ce vreau să spun e că alea vin în general pe cumul de funcții. Și nu vin, deci tu la... A, îți mai dă... Îți dă da, ca da, să poată să justifice alimentul. E, problema cea mai grea, cultural, este că statul a otrăvit mințile oamenilor. Corect. Și oamenii vor să scape de copii, îi dau la grădiniță, îi dau la școală, nu au pretenții de ok. E pe riscul lor. Păi e pe riscul lor, dar ei sunt tot cultural. Sunt foarte mulți care sunt mulțumiți că au pe cine să dea vina. Dau vina pe stat. Păi noi am plătit taxe, de ce n-au făcut? De ce n-au făcut slujbe? De ce nu plouă? Că doar am plătit taxe. Din nou. Ăștia care dau vina pe chestia asta, da, fac greșeala pe care am mai spus-o la începutul emisiunii, da, să gândească că au plătit taxe, nu că le-au fost furate taxe. Yes. Da? Asta odată. Și e adevărat că o mare parte dintre ei rămân și susțin ideea că au plătit taxe tocmai pentru că asta le permite să dea vina pe altcineva atunci când vine vorba de felul în care sunt abuzați copiilor. Uite, o chestie pe care n-am zis-o, bine, n-am zis-o pentru că nu apare în capitol, dar care e bine de pomenit, e asta că adevărații clienți sunt dascălii. Adevărații clienți. Ai sistemul. Nu sunt copiii, nu sunt părinții, știi? Clienții sunt dascălii. Materiile. Argumentul. Păi astea toate se fac pentru de ce se introduce cu tare disciplină, de ce se introduce cu tare masterat, știi? Deci... Chestia a izbucnit din piață, lumea nu mai rezista, nu mai răbda să... Eu aș zice că clienții sunt politicieni. Păi da, dar și aia sunt dascăli. Da, ăia care fac curricula sunt... Deci ei sunt clienții, deci... Ei nu se adoptează preferințelor unor consumatori, ci ei sunt clienții. Dascălii vor. Dascălii din astea vor cu tare chestie. Se mai facă nu știu ce, știi? Se mai facă nu știu ce. Dar într-o școală privată nu s-ar fi făcut chestia aia, știi? Erau alte priorități. Dar așa, ei fiind acolo... Uite, multă lume îl înjură astăzi pe ministrul educației actual că încearcă să... Curent. Că pare să... E cel mai libertar. Să deschidă ușa către școlile private. Și toată lumea are senzația că, domne, asta o să fie finalul educației. Și toți o să rămâne needucați. Endgame. Da. Nu o să mai putem să trăim în societate unii cu alții din cauza că
nu să ne mai oblige nimeni să citim, să discutăm, să înțelegem concepte, să învățăm lucruri care ne folosesc. Nu o să le mai învățăm, că nu ne obligă nimeni. Eu mă întreb cumva, uite cum, nu mai știu dacă spune Rothbard și aici, cumva oamenii care consideră că fără, deci fără monopol, atenție că deja aici discutăm de monopol, da? În sistemul educației de stat există doar monopol, la noi în țară cel puțin, și oamenii consideră că fără monopol, da, o să fie haos de pe lume. În timpul ăsta, da, ei au, se îmbracă cu haine care nu sunt produse de stat, mănâncă mâncare care nu e produsă de stat și ar avea o adevărată, un adevărat atac de apoplexie dacă le-ar spune cineva că ar trebui să renunțe la toate aceste produse, da, și să își dea inclusiv viața, mă rog, teoretic viața o fac, o și-o dau, pe mâna statului, da? În sensul că să cumpere numai ce e produs de stat. Nu, au elemente de comparație, nu e chiar așa. Ai elemente de comparație, inclusiv educaționale, meditațiile, știi? Cursuri de IT și de nu știu ce, adică nu, nu ești chiar așa singur pe lume. Dom'le, n-am niciun element de comparație. Deci. Cu ore. Ce apel aș vrea eu să fac, nu știu, la părinți? Către lică. Este că, către părinți. Da, către părinți. Nu de către, da. Este că interesul dorit de mine ar fi să urmărească bunăstarea și fericirea copiilor. Care, cred că vor asta, dar ce vreau să subliniez este să și urmărească dacă se întâmplă lucrul ăsta. Pentru că dacă nu se întâmplă, așa rămâne. Da? Așa rămâne viața copiilor. Pe mine nu mă interesează că poți dai vina pe stat, noi dăm vina pe stat non-stop și pe bună dreptate, dar asta nu rezolvă nimic, pe mine nu mă încălzește. Eu nu sunt un ONG care vreau să am lucru, să dau în stat toată ziua, eu aș vrea, dacă s-ar putea să închidă, să lase oamenii liberi, care dacă nu știu ce să facă, apropo de, păi vai, dar ce-am face? Dacă nu știu ce să facă, păi să-și angajeze servicii care îl ajută să știe ce să facă, na? Consilieri, manageri de proiect. Nu știi să-ți crești copilul? Ce e un copil? E un proiect. Păi, ați angajezi un manager de proiect dacă nu ești. Aia deja o chestie complexă. Nu, deschide o școală. Păi că de aia le e frică că e complexă, știi? Vai, e ceva mare. Vă băgați voi, mă, să vă dați cu părerea? Păi, tocmai. De ce să-mi dau eu cu părerea despre viața ta? Sau de ce să-și dea... Un ministru cu cred că au internalizat argumentele astea, argumente etice că ajut săracii, ofer șanse săracilor, argumente de eficacitate că ofer calitate. Păi ok, și la un moment dat să le analizeze să fie și, adică pe unde, în ce moment le pun în legătură cu realitatea? La stat nu vezi libertatea nimic. Da, exact. Asta e o altă... Chestiile de tari, nu... Asta e un alt subiect pe care îl atinge tangențial Rothbard, că unul dintre, din păcate, unul dintre rezultatele unui sistem de educație de stat este că te și învață să-l slăvești și să-i fii supus. Mm-hmm. Da? Deci, practic, e ok. Noi spunem că e în regulă să facă omul ce vrea cu corpul lui, cu viața lui, cu mintea lui și așa mai departe. Dar să fie a lui. Adică dacă îl vâri de la o mână, deci toată lumea are sens, toată lumea e... cel puțin la nivel declarativ, opusă îndoctrinării, nu? Dacă vorbim de niște atei, ei zic, vai de mine, le spală mintea săracilor copiii ăia, ălora pe care îi duc la biserică de mici și așa. Dacă vorbim de părinți religioși, vai de mine, le spală mintea ăștia de la televizor cu programele lor, cu sexualitate, cu restrică puritatea. Deci e rău.
E rău să le spele mintea copiilor. Dar își duc în continuare. Duceți-i la școală atunci. Și mai e și chestia asta, că uite și mesajul conservator a zlăbit. Mesajul conservator nu mai e privatizarea școlilor. Uite, dacă mi-aduc bine aminte, când vine Scruton în România, conferința e chiar pe tema privatizare. S-a putut mare curaj din partea lui. Ce vor conservatorii acum și în acord cu gradualismul lor? Nu, să controlăm noi. Școala să fie de stat, să dea ce trebuie. Împotriva educației sexuale. Deci, chestii conservatoare, știi? Newsflash, nu o să predea niciodată ce trebuie, pentru că, iarăși, natura birocrației, da, este că cheamă la ea oameni cu apetență de stânga. Da? Deci, pentru conservator cel puțin, niciodată nu o să predea școala de stat. Da. Ce era, era adevărat în trecut. Da? Uite, mă bucur că aduci vorba. Era adevărat în trecut, atunci când toată societatea era, dar accesul ăsta a lui Luther, da, de intervenționism și dorință de spăla pe creier copiii, da? E de stânga, nu e de dreapta. Chiar dacă o făcea într-un scop așa zis nobil, da, și pe care unii conservatori l-ar accepta și astăzi, da, lupta cu diavolul, da? Scop, metoda aplicată e una de stângă. A, că e coercitivă. Da. Dar bine, aici discuția atunci în continuare e cât de mult seamănă. Cât de mult reduci cheltuielile statului. Să coste cât mai puțin, să coste un pol, să scapă de monopol. Cam asta. Să dăm și pe versuri. Nu știu, mai avem manager. Ar mai fi o problemă pe care o aduce Rothbard în discuție și poate încheiem după ea. Și anume felul în care și e privită atât în America și problema se reflectă oarecum și în România. Felul în care este societatea de acolo, un fel în care a ajuns să se reflecte segregarea, știu că am vorbit de segregare, în componența școlilor. Și anume, faptul că școlile au fost legate de sistemul de taxare, da? De taxele de proprietate, mai exact, în Statele Unite, a rezultat faptul că fiecare, în funcție de adresa la care locuia, era arondat la o anumită școală. Da? Chestii care se întâmplă și în România. Evident, toată lumea știe, nu? În funcție de adresa la care ești, înregistrat, ești arondat la o anumită școală. Ok. Ne întoarcem asupra României un pic mai încolo. Problema era că oamenii în sine, în America, tindeau să fie, să locuiască segregat. Adică în... Erau comunități. Erau comunități. O comunitate de oameni mai înstăriți. Dincolo de nu știu ce stradă era zona mai ghetou. În zona mai ghetou stăteau un anumit tip de imigranți, după care veneau alți tip de imigranți. Și cu, ok, Harlem, Brooklyn... Queens, da. Ca să... s-o luăm, da, negri, italieni și spanici. Da, mă rog, exact. Nu în ordine, da, așa. Așa. Ideea e că sunt alte obiceiuri, alte capacități de învățare, nu, alte capacități de finanțare. Uh-huh. Asta vreau să spun, da, pentru că valorile proprietăților, da, sunt mai mari într-o comunitate unde sunt numai case și casele se vând cu peste $1,000,000, da? Și taxele de proprietate sunt puse în concordanță. În zonele cu oameni mai puțin înstăriți, taxele de proprietate sunt mai mici, da? Și prin urmare, școlile din zonele alea ajungeau să fie mai bune, că primeau mai multe fonduri față de școlile la care se duceau oamenii săraci. O problemă care este, deci chiar și în sistemul ăsta, da, care vrea să trateze toată lumea cu aceeași oca, da, ai, datorită felului în care se face finanțarea, tot se separă lucrurile. Da? Acum revenind la problema României, și în România unele școli sunt mai bune,
decât altele, pentru că la unele școli activează profesori mai buni, la altele nu. La unele școli vin copii mai bine pregătiți pentru ce li se întâmplă acolo, la altele nu. Da? Prin urmare, școlile în sine au ca un fel de bursă neagră a valorilor, a cotei lor. Și așa că la începutul sezonului școlar, da, mă refer aici la luna iulie, cam așa, încep să apară la vizierele blocurilor din prin zona școlilor bune cerințe cu oameni care vor să fie luați în spațiu ca să poată să își dea copiii la școala la care ar fi arondat acel bloc. Chestia asta se întâmplă în București, de asta vorbesc despre blocuri foarte mult, în sensul că am văzut-o întâmplându-se inclusiv în blocul meu, pentru că se pare că stau lângă o școală foarte bună. Ok, da, foarte interesant, ar trebui să nu existe chestia asta. Deci, și lumea spune că nu, că uite, că se oferă acces egal la educație cu no. sistemul ăsta. Nu, nu se oferă. Nici măcar. Și dovada e că încearcă pe cât pot cetățenii care cred în capacitatea sistemului de a livra să găsească și ei un loc mai în față. Să se ridice cumva în picioare. Aș încheia cu ce ne spune nota un citat, scuză, de tot din Rothbard, dar pus în coadă, pus la finalul capitolului. Și anume, animozitatea pronunțată a iluminismului față de Biserica Catolică a fost un lucru tragic, căci a separat de o parte și de alta, și noi am vorbit de termenii ăștia, două tradiții care au avut realmente foarte mult în comun și am vrăjit aproape pentru totdeauna aceste două forțe extraordinare. Animozitatea aceasta i-a împins pe liberalii iluminiști către măsuri antiliberale, numeroase și grave, cu scopul de a subjuga biserica, e o greșeală în text, confiscarea proprietății bisericești, scoaterea în afara legii a mănăstirilor și ordinelor iezuite, naționalizarea bisericii și, poate mai grav decât toate acestea, instituirea unui sistem de școli publice. Deci fondarea unui sistem de școli publice face marea concesie. Concesia că educația tinerilor, una din cele mai importante funcții ale societății, se cuvine să fie dirijată de către statul coercitiv. Și dacă astfel stau lucrurile cu școlile, de ce nu și cu alte mijloace de educare? De ce nu și cu radio, televiziunea, ziarele și de ce nu, într-adevăr, și cu toate celelalte bunuri și servicii? Însă și existența școlilor publice, chiar dacă grupurile pro-americane consideră că manualele școlare nu sunt contaminate de socialism, proclamă sus și tare în fața micilor săi protejați virtutea și sanctitatea proprietății și procedurilor guvernamentale și deci a socialismului. Prin urmare, liberalul, care construiește pe bazele vechii tradiții liberale clasice, nu numai că trebuie să abandoneze utilitarismul și pozitivismul, ci de asemenea trebuie să abandoneze tendința către idolatrizarea democrației și către o animozitate nefondată față de catolicism și care îl duce, printre alte greșeli, și către construirea unui vast infern de etatism și tiranie, școala publică. Dar face acest lucru, face un mare pas înainte către acea sinteză pe care noi toți o recunoaștem ca fiind atât de importantă. Un Weltanschauung de dreapta. Murray Rothbard din Conservatorism și Libertate, un comentariu libertarian. Ok. Cu această notă optimistă, noi am fost în Dodi. Eu sunt Alexandru Chiriac, Costel Stavarache, Valentin Berceanu. Vă așteptăm data viitoare. Vorbim despre asistența și statul asistențial. Și o să fie și acolo câteva lucruri de zis. Vă urăm libertate pe mai bună decât toate.